Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Salutare jupenilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este episodul cu numărul 3 din seria noastră de roleplay Agricultura cu Nea Vasile. Salutare, eu sunt Vasile, iar acesta este un nou video. Astăzi este o zi destul de măreață, pentru că în cursul zilei de astăzi trebuie să mergem la bunicul de aici din sat, care stă pe o uliță la marginea satului, pentru că trebuie să mergem ca să ne dea un mic cadou, să zicem așa. E destul de mare cadoul, dar na, vorba vine. Trebuie să mergem la el să ne dea o mașină, moștenire, pentru că este foarte bucuros, pentru că după cum știți, ne-am deschis de curând ferma asta în sat și el a fost foarte bucuros și a zis ca să ne dea și nouă un cadou, o moștenire, pentru că am început și noi o fermă aici în satul copilăriei. Și na, bineînțeles, moștenirea este o mașină, mașina lui cea dragă din 89. Este nu cea mai spectaculoasă mașină, să zic așa, dar e foarte tare și a însemnat foarte mult și pentru el. Oare de 30 de ani sau ceva de genul. Oricum, mașina este din 89 și este o mașină foarte dragă lui și a spus că ne dă și nouă o moștenire, pentru că știe că avem doar această mașină Dacia noastră, cu care na, mergem și noi cât de cât bine cu ea. Așa că, na, astăzi trebuie să mergem la el să luăm mașina noastră, să zicem, de acum este a noastră, să zicem, dacă tot ne-o dă moștenire, și să o aducem acasă. Așa că, haideți să ne suim în mașină, în Dacia noastră, să o pornim. O vom aduce, bineînțeles, cu o platformă, are bunicul o platformă acolo acasă la el. Și o vom aduce pe acea platformă. Haideți să-i dăm încetişor spre curtea bunicului. Bineînțeles, el stă cu bunica acolo în acea casă. Stă de aproape, cred că 60 de ani sau cât au ei de când stau împreună acolo. Și na, și mașina o au de ceva timp, așa că este foarte, înseamnă foarte mult pentru el. Așa că, na, o vom lua și noi ca moștenire, să zicem așa. A zis că nu vrea să credem că nu ne-a dat și el nouă nimic de ocazia că ne-am început și noi o fermă aici în satul nostru natal, să zicem așa. Așa că, na, mergem să luăm și noi o moștenire, un mic cadou. Nu prea am mai primit eu cadouri atât de mari în ultimul timp, așa că deja aștept să conducem împreună mașina pe care o vom primi moștenire. Și na, după cum vedeți, am intrat pe o uliță și mai în față ultima casă pe dreapta, de fapt nu chiar ultima, penultima, să zicem, stă bunicul. Haideți să oprim aici pe dreapta, în față de fapt, să oprim aici în față puțin pe dreapta. Atât, aici, oprim frumos mașinuța noastră aici, să o oprim și să ne dăm jos. Atât. După cum vedeți, aici stă bunicul în această casă în care am copilărit și eu ceva timp. Acolo este bunica, se vede cea bătrână, bunicul acolo lângă mașină. Dar na, lor nu le place să apară pe videouri. Așa că, bineînțeles, o să mă duc eu singurel să iau mașina de acolo. Și să, na, le mulțumesc, bineînțeles, să le mulțumesc pentru moștenirea asta, care este destul de mare. Așa că, da, o să revin eu în câteva clipe după ce o să scot și eu mașina din garaj. Am revenit, jupărilor, după cum vedeți, am scos și eu minunata noastră mașină. De fapt, să zicem, este al lui bunicul mai mult, dar, na, pentru că ne-a lăsat o moștenire, este, să zicem, acum a noastră. După cum vedeți, avem și numere de matriculare VAS, pentru că și pe bunicul îl cheamă Vasile. De fapt, Vasile, că îl strigă lumea pe aici până în sat.
Și na, de la el am moștenit și numele de Vasile. Avem numărul 90, cifra 90, pentru că din 1990 a luat-o el din acel an și arată foarte bine mașina, e foarte îngrijită după cum vedeți. Deci e foarte, foarte îngrijită, este revopsită, jantele sunt chiar foarte, foarte tari. Și da, este un Volkswagen Jetta și a spus bunicul că i-a făcut mici modificări la motor, nu chiar multe, dar mici modificări, să zicem așa. Are 140 de cai, are 140 de cai și a spus că fuge foarte rapid. Asta o să vedem în următoarele momente, dar mai întâi să o aducem acasă, bineînțeles, pe platformă, să ne suim în mașină. Atât și să vă o prezint. Cam așa arată la interior, bineînțeles, nu e mare scofală la interior, e doar o mașină, dar înseamnă foarte mult și pentru mine și pentru bunicul. Așa că haideți să pornim. Atât, cam așa se aude când pornim mașina. Și acum să o băgăm, bineînțeles, pe platformă. Haideți să-i dăm cu spatele mai întâi și să o punem pe platformă frumos aici. Atât. Să o punem pe platformă și să o ridicăm sus frumos, atât. Nici nu trebuia mai mult. Perfect, eu zic că ajunge atât. Să o oprim. Atât, să ne dăm jos. Să-i punem și niște chingi dacă tot le avem. Atât, punem niște chingi aici la roți. Și să atașăm și noi platforma la minunata noastră Dacia. Atât, haideți să-i dăm cu spatele. Ușurel, ușurel, dăm cu spatele cu mașinuța. Atât, ușurel să... Atât, să agățăm și noi cărligul ăsta aici. Haideți să ne dăm jos, să atașăm cărligul la mașină. Atât. Și să o ducem spre casă ușurel, ușurel. Haideți să vedem unde ne întoarcem și noi. Haideți, ne întoarcem, cred că aici cea mai bine, zic eu. Așa, ne întoarcem frumos aici și o ducem spre căsuța noastră. Jupuienilor, chiar sunt foarte fericit că am primit această mașină în moștenire de la bunicul. Și da, suntem foarte recunoscători pentru această moștenire și oricând va avea nevoie bunicul de ceva, bineînțeles, o să-l ajutăm noi cu mare drag. Așa că haideți să ducem totodată și mașina asta acasă. O să ne întoarcem să aducem platforma bunicului pentru că o să-i trebuiască. O să-i trebuiască platforma, nu știu, mai care câte ceva. Hai să-i dăm un semnal la dreapta. Atât. El a spus că și-a o altă mașină, a spus hop, să o lăsăm mai ușor, să nu dăm peste cineva. A spus că și-a o altă mașină, un Golf, nu știu exact ce Golf, dar oricum a spus că și-a altă mașină. A spus că asta chiar vrea să ne facă nouă moștenire, ca să nu zicem și noi că nu ne-a făcut nimic cadou, pentru că ne-am pornit și noi pe o mică afacere, pe o mică fermă aici în sat. Și a spus să fie și el împăcat cu gândul că ne-a dat și nouă ceva moștenire cadou. Așa că da, haideți că am ajuns și noi ușor, ușor acasă pe ulița noastră. Așa, să ne băgăm frumos pe aici și să îi dăm rapid în față. Atât, să parcăm undeva mașina pe aici. Dar cred că e cel mai bine să o parcăm aici. Sau de fapt, haideți să ne dăm jos, decuplăm, dar de fapt, nu stați. Uitați, acum decuplăm frumos și noi remorcuța sau ce s-a întâmplat. Mai întâi oare trebuie să dau aia jos? Nici nu știu exact. Haideți să dăm dacă nu mașina mai întâi jos. Hop, să decuplăm asta aici. Atât, să le dăm jos și să ne urcăm în mașinuță. Perfect, să o pornim. Și să o dăm frumos jos de pe platformă, ușurel. Atât. O lăsăm frumos aici, o oprim ca să nu consumăm degeaba combustibil. Ia, acum oare putem să o decuplăm, dar nu cred. Haideți mai întâi să tragem alea de pe spate. Atât, cred că acum putem să o decuplăm, cel mai probabil. Nu, nici acum? Stați așa. Mai atunci, stați într-un fel să o dăm așa, ca să fie treaba bună. Ia, acum putem. Acum putem ca să o decuplăm și să parcăm și noi Dacia noastră la loc. Atât, nici nu știu cum să o parchez, cred că tot cu spatele o să parchez Dacia. Atât,
să nu bușim remorca bunicului, pentru că mai are nevoie de ea. Atât. Perfect. Să oprim mașina, să ne dăm jos, să luăm și noi platforma, să o ducem înapoi bunicului și să-i dăm o tură prin sat frumos pe aici, să vedem cum se mișcă mașina noastră. Să-i dăm o tură prin satul nostru aici. Sper să meargă măcar cu 100, dacă merge cu 100 e suficient, nu ne trebuie nouă deocamdată viteza așa mare, că nu, oricum nu prea avem pe unde să-i dăm. Așa că na, haideți să cuplăm aici frumos mașina. Perfect, cuplat-o, să ducem platforma bunicului și să-i dăm după aia o tură prin sat. Ia să nu bușim, să nu bușim nici noi pe aici nimic, dacă nu ne întoarcem mai prin dreapta. Așa, ne întoarcem pe aici și numai bine. Haideți să mergem acum, îi dăm ușurel, ușurel pe aici pe la pod. Ușurel asta să o luăm mai pe dreapta, ca să nu ne, să nu ne blocăm cumva. Mașina este destul de joasă, după cum vedeți și voi. Este destul de joasă, adică na, nu că, are, nu că ar fi sportivă sau ceva, dar este destul de joasă mașinuța. Așa că da, trebuie să avem și noi grijă cu ea prin toate, prin toate dâmburile. Pentru că, na, bineînțeles, i-a făcut și bunicul niște modificări ca să arate cât mai bine și cât mai, cât mai nouă, să zicem așa. Așa că, na, trebuie să avem și noi la rândul nostru grijă de ea, să o îngrijim, să nu ne batem joc de, să nu ne batem joc de ea. Dar totuși vreau să-i dau, să-i dau un top speed, să vedem așa cât putem să-i, cât putem să-i dăm pe aici prin afara satului. Ca să văd și eu cam cât poate mașina noastră, dacă tot are 140 de căluți, să vedem ce poate din, din acești cai, să vedem cât îi dă, cât îi dă din acești cai, că sunt chiar foarte curios cu, cu mașina noastră, de fapt a bunicului să zicem, dar na, acum este a noastră să zicem. Atât, haideți să lăsăm și noi platforma aici, o decuplăm frumos, ne urcăm înapoi în mașină, ne întoarcem, le dăm un claxon lui bunicul. Atât, că am plecat. Chiar este foarte fericit că a văzut când am plecat cu mașina, chiar este foarte fericit și el. Și încă, măcar este împăcat cu gândul acum că ne-a făcut și noi nouă un cadou. Așa că, da, să fim și noi, să o stăpânim sănătos, să zicem așa. Atât, și acum haideți să-i dăm tot în față. Haideți să-i dăm tot în față, să vedem ce poate mașinuța noastră. Aici o lăsăm mai ușor, că mai sunt oameni care traversează. Uitați, de exemplu, aici a mai traversat încă o, o femeie, să zicem, și să îi dăm, să îi dăm prin față, să vedem ce poate mașinuța. Dar mai întâi să ieșim din sat, mai întâi să ieșim din sat, ca să nu avem probleme cu limita de viteză. Atât, să îi dăm pe aici puțin. Haideți să-i dăm așa, să o ambalăm, 100, 100, măcar 100 a prins, 120, 120, 130 aproape a prins. Aici să o lăsăm mai ușor, pentru că este curba asta, care este mai aiurea. Atât, să o lăsăm mai ușor, pe curbe văd că stă destul de bine. Atât, ia să venim aici, o luăm mai cu viteză curba. Văd că, văd că e stabilă pe curbe, chiar e destul de stabilă. Ia să venim aici. Ia să-i dăm pe aici un top speed. Așa, aici altă curbă. De aici vedem cam cât îi dă. Cu adevărat. Haideți să-i dăm aici, să o călcăm brutal. 80, 100, 120, haide cu 120, 130. Merge cu 130. 150, 160. Mamă, 170 la oră. Aproape 170 la oră am prins foarte mult. Mă, dar oare i-a făcut modificări bunicul nostru de fuge atât de repede această mașină? Cred că i-a făcut modificări, că altfel nu poate să meargă un Jetta din 89 atât de rapid. Nu cred că poate să meargă. Cred că i-a făcut bunicul modificări și nu mi-a spus. Probabil ca să ne dăm seama noi singurei. Haideți să vedem pe unde să o ducem și noi acasă, că am probat-o, foarte, destul de mult. I-am dat 170 la oră, vă dați seama, pentru mașina asta din 89, eu zic că înseamnă foarte mult. Eu chiar zic că înseamnă foarte mult pentru mașina asta.
haideți să o ducem acasă, că deja destul de mult am forjat-o pe drum. Atât, ușurel, ușurel să o lăsăm pe aici. Așa, pentru că e foarte joasă la podulețul ăsta și să o lăsăm mai ușurel. Nu știu, trebuie să avem foarte mare grijă de ea, așa că o să o parcăm în ambar aici frumos, ca să nu plouă sau ceva. Atât, să o parcăm aici în ambarul nostru. Atât, oarecum să o pun, o pun într-un fel mai așa ca să nu ne încurce. Așa, și o parchez acolo lângă roabă. Ușurel, ușurel. Îi dăm cu spatele, stați așa. Stați ca să nu iau nici butoarele astea pe sus. E și locul destul de strâmt și de aia. Atât, haideți să-i dăm acum. Ia să vedem. Atât, perfect, zic eu, că am pus-o. Atât, uitați cât de bine am pus și noi mașinuța. Haideți să ne dăm jos. Da, cam asta e treaba și cu mașinuța noastră. Dacă v-a plăcut, jupânilor, mașinuța și testul nostru pe care l-am făcut cu ea, moștenirea noastră frumoasă de la bunicu, apăsați acolo butonul de like să strângem 80 de like-uri la acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Vasile, voi l-ați urmărit pe Cocomin. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un share să vadă și prietenii voștri. Eu am fost Cocomin și noi ne vom revedea, bineînțeles, data viitoare.